Numărul persoanelor care încearcă să introducă ilegal în țara noastră obiecte de contrabandă voluminoase scade de la o zi la alta. Acum cei care totuși o fac spun că obiectele găsite în autoturismele lor nu le aparțin sau nu au cunoștință despre ele. În această categorie intră și un tânăr în vârstă de 25 de ani din Bulgaria. Cetățeanul bulgar a fost depistat în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră când încerca să introducă în țara noastră un pistol cu gaze și muniția aferentă acestuia. Întrebat despre proveniența armei, bărbatul a motivat situația prin faptul că nu avea cunoștință de existența pistolului în autoturism. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse în buzunarul scaunului pasagerului din dreapta un pistol cu gaze de calibru 9 mm și un încărcător cu 5 cartușe. Șoferul autoturismului a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că acestea sunt ascunse în mașină, deoarece autoturismul l-a împrumutat de la un prieten, pistolul și muniția aparținând probabil acestuia. Pentru fapta sa, tânărul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. În urma controlului, atât arma cât și muniția au fost reținute și predate Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu în vederea expertizării și continuării cercetărilor.